scăzut de la 11 la 9. Realitatea este că taxa ar fi trebuit să fie 7 lei în 2017 și în situația asta s-a mărit de la 7 lei pe persoană pe lună la 9,5 lei. Pentru că de la 7 lei la 11 lei, acești bani, dacă nu s-ar fi intervenit la Bruxelles, ar fi trebuit să meargă în altă parte, cei 4 lei. Dar s-au folosit, probabil, în alte scopuri pentru a acoperi greșelile de ani și ani făcute pe acest serviciu, care nici acum nu este așa cum ar trebui la nivel, să fie la nivel european. Din nefericire, probabil că și în anul 2018, colectarea gunoiului se va face la fel și lucrurile vor trena până când va trebui să plătească tot cetățeanul greșelile manageriale și greșelile de abordare a acestei teme. Cam atât despre